în Occident, această cufruntare între Iacob și Esau este cunoscută de mii de ani. La noi doar nu se vorbește. Pe de altă parte, ei nu știu aceasta pentru că biserica nu prea vorbește despre Vechiul Testament și ne spune să citim Noul Testament și să nu citim Vechiul Testament, că este prea crud. Pe de altă parte, evreii îl exclud pe Iisus. Deci, e doar o problemă că noi nu cunoaștem aceste lucruri. Sunt sute de cărți care explică această luptă între Iacob și Esau, care se prelungește până în zilele noastre. A pierdut dreptul de întâi născut în favoarea lui Iacob. Și pentru asta l-a urât pe fratele lui Iacob. Și l-a amenințat că îl va omorâ. Tot timpul a stat cu această ură în sufletul lui. Iacob a încercat să-l îmblânzească și a dat multe oi, vaci, bogății, aur. Și s-a dus la el și a zis așa: tu ești Dumnezeul meu, tu ești stăpânul meu, eu sunt robul tău. S-a spus sub el. Cu toate acestea, Esau a purtat ură pe el toată viața. Din ramura lui Esau s-a născut Noul Testament, s-a născut New Age-ul, Illuminati și concepția aceasta materialistă despre lume, capitalismul individualist. Apoi a mai fost o problemă, am stat cu ei acolo un an de zile și am văzut ce gândeau. Și nu pot să contest ce m-a pus Dumnezeu să fac. Oamenii au luat această învățătură a Noului Testament așa cum ni s-a dat, fără să o cerceteze. Și pentru că Iisus nu a fost destul de exigent și nu le-a spus direct să nu își facă chip cioplit, să nu alerge după avere și spre bunăstare, ei tocmai lucrul acesta l-au făcut și au ajuns să se lipească de materie. Apoi au venit neplăcerile peste ei ca să îi desprindă. Deci Iisus le-a făcut un bine în ordinea lor, gândirii lor. Și din cauza aceasta îl iubesc emoțional și sentimental. Dar acolo unde este iubire sentimentală și emoțională, nu poate să fie Dumnezeu în domeniul acesta. Deci fără motivație, fără argumente, fără cercetare. Apoi, pentru că ei sunt atașați de material și Iisus le-a dat posibilitatea să zburde în voie și nu le-a afectat averea. Când cineva vorbește despre Iisus, ei luptă ca să-l apere. Dar întotdeauna când te lupți și aperi ceva, lucru pe care îl aperi nu este adevărat. Și când vine cineva cu altă părere, o resping pentru că este viața lor acolo legată de acele posesii. Deci posesiile înseamnă Iisus. Dar ceea ce respingem este adevărul. Ceea ce nu ne convine este întotdeauna adevărat. Acesta este criteriul adevărului. Pentru că adevărul nu se apără, nu are nevoie să se dovedească, nu are nevoie să se demonstreze. Numai în adevărul se luptă și se apără. Deci când cineva simte nevoia să apere o ideologie, o teorie, o religie, o filozofie, atunci tot ce apără ea nu este adevărat. Iar ceea ce spune nu este adevărat, este o minciună. Numai în adevărul de se luptă și se apără. Este doar o problemă de dezinformare. Nu o sta să studieze și este firesc. Dar mai este ceva foarte important. Această permisibilitate maximă, pentru că Iisus nu le-a atacat averea și bunăstarea, a creat ritualul, liturgia. Adică
acele mijloace prin care omul poate să-și conserve bunăstarea și să nu o piardă. De aceea îl apără, pentru că Iisus este apărătorul comodităților și ei nu se simt responsabili. Identificarea este făcută cu o instituție, cu un ritual, cu rugăciune, cu icoane, toate sunt în afară. Pe mei străi care au vrut să-l ardă pe rug, pentru simplu fapt că a zis că Dumnezeu este noi. Deci identificările nu sunt făcute cu comportamentul nostru și din cauza asta nu îl simțim. Acolo un comportament este Dumnezeu sau nu este. A fost genial, o manipulare genială, făcând identificarea aceasta cu exteriorul și punând un om mai presus decât alți oameni. Atunci au pus foarte sus idealul, idealurile, virtuțile și regulile. Și omul este fericit că nu trebuie să îl limite și că nu poate să limite. Și atunci e fericit. Nu îi obligă nimeni să renunțe la averea lor, la comodități. Spre exemplu, în îndreptarul despovedaniei se zice iubire de arginți, dar nu concret. Nu în avuțire, nu avere, nu bunăstare, nu comodități, nu stabilitate, siguranța vieții. Deci este un termen foarte general care nu permite aplicarea lui și care ascunde adevărata cauză. Primele două porunci au interzis aceste lucruri. De aceea a luat naștere Noul Testament. Ca opoziție la Vechiul Testament. L-au dat afară pe Dumnezeu și în locul lui i-a pus pe om. Fiul omului, i-au zis. Au inversat totul. Dacă în Vechiul Testament condiția era să te desprinzi de materie, aici la Noul Testament nu mai este așa. Și omul stă liniștit. Legea divină din Vechiul Testament acum ne-a băgat în blestem. Exact ca în Deuteronom. A intrat în funcțiune blestemul divin. Și noi îi zicem Apocalipsă. Sau Marea Resetare. Sau Noua Ordine Mondială. Într-o formă în care zice Dumnezeu, nu vă voi lăsa să vă mai apărați. Și acum la noi sunt două legi care au trecut de senat. Împunsătura și copiii care se poate să ne fie luați. Da, apoi mai este ID-ul digital care ne face profilul fiecăruia și acolo este istoricul lui de educație și de sănătate. Și în funcție de asta oamenii vor fi clasificați în grupe. Grupe de interes sau de eficiență pentru stăpâni la lume. Dacă nu ești util stăpâni la lume, ești în pericol să-ți pierzi viața în toate modurile posibile. Exact ca în filmul Divergent. Și apoi, dacă nu au nevoie de ei, îi scot din univers. Cel mai simplu este dacă merg la doctor, nu mai au cum să iasă de acolo teferi, dacă nu îndeplinesc punctajul necesar. Și totul s-a întâmplat de la încălcarea primilor două porunci datorită Noului Testament. Distrugerea care vine din Noul Testament este totală pe tot globul și nu se poate face nimic. Oamenii nu au cum să înțeleagă aceste lucruri pentru că ei își apără bunăstarea și orice le atacă bunăstarea, ei vor lupta. Dar cu cât luptă mai mult, s-o păstreze, cu atât mai repede o pierd. Și Dumnezeu îi termină. Pe falși credincioși. Credincios nu este decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit. Nu cel care zice Doamne, Doamne, ci este cel care se desprinde de materie. Este exact ce nu le convine la nimeni. Deci Noul Testament ne ucide pe toți acum, fără scăpare. Am intrat în mecanismul de blestem, au fost împiși și nu ne putem apăra că nu ne lasă. Dumnezeu este împotriva noastră, așa cum a fost și împotriva evreilor, care știi ce le-a făcut? I-a dus în robie, 8 ani,
Apoi încă 18. Este nemilos la atașamentul de materie, pentru că omul devine agresiv și atacă creația și pe el. Și am fost înșelați perfect. A pus un om mai presus decât toate, ceea ce nu se poate. Și suntem toți fiii lui și sfinți. Când pui un om mai sus, atunci noi suntem mai jos. Și au putut să spună nebunilor, soarelui de iubire din oameni sau netrebnicilor, ceea ce este imposibil pentru că în fiecare din noi este acela soare de iubire. Dar eu au spus lui Dumnezeu, în momentul în care Iisus este mai sus, oamenii care aderă la El s-au pus și ei mai sus. Și asta este idolatrie, când de fapt suntem toți egali. Punând un om mai presus decât toate, au pus virtuțile mai presus decât toate și atunci s-a creat păcatul. Și ei au ajuns să respingă pe păcătoși și să nu mai poate să-l iubească. Au creat ura. Și am intrat cu toții în război unii cu alții. Toți cu toți. Și în curs aceasta spre mereu mai bine decât acum. Capitalismul individualist. Și așa ne-au aruncat pe toți în iad. Real. De aceea sunt miliarde de suflete în iadul 2 și 30 foarte puțin în rai. Au reușit să ne arunce pe toți în iad. Acum Vechiul Testament ne judecă și ne distruge. Au crezut că este o glumă, dar uite că murim. Ne ducem în poziția în care nu avem voie să ne apărăm. Suntem sub blestemul Vechiului Testament. Nu văd o soluție decât să ne desprindem. Dar oamenii nu pot accepta lucrul acesta, pentru că sunt diabolizați și s-au unit cu bunăstarea lor, cu averea lor, punând bunăstarea mai presus decât toate. Asta înseamnă, când pui un om mai presus decât toate, pui bunăstarea mai presus decât toate. Ei acum iau lucrurile în glumă și bătaie de joc, dar nu au scăpare. Așa au făcut cum a spus și Rumi. Au spus 10 adevăruri mici și multe alte neadevăruri mari care au anulat acele adevăruri mici. Pe dominant au lucrat, exact la fel cum se întâmplă și New Age, aceeași metodă. Da, Noul Testament a apărut ca o necesitate când s-a absolutizat poruncile. Și multe religii fac lucrul ăsta pentru că sunt mii de reguli. Când s-au absolutizat regulile, da, omul a început să lupte pentru reguli și n-a mai putut să iubească pe cei care încălcau regulile și i-au respins. Și așa s-a creat Noul Testament în replică de compensare pentru echilibrare. Legile Universului acționează implacabil și duc totul în echilibru. Balanța trebuie echilibrată. A fost atunci cu Noul Testament, care a echilibrat absolutizările din Vechiul Testament, acelor reguli, mii, și acum s-a înclinat invers și trebuie să fim aduși înapoi. Acum Vechiul Testament ne execută. Orice am pus noi pe primul plan, folosindu-ne de Noul Testament, materia va trebui să o pierdem. Da. Și asta se întâmplă. Noul Testament le-a dat bunăstare, de aceea îl apără pe Iisus. Este binefăcătorul lor. Și ei nu știu că cu cât se agață mai mult de materie, cu atât mai repede o pierd. Pentru că ei nu știu împotriva cui se opun. Tot ce spune omul din o poziție de superioritate nu este adevărat. Când se supără, când se înfurie, tot ce apără el este o minciună. Numai ceea ce spunem dintr-o poziție de egalitate, de liniște, poate să fie adevărat. Dar liniștea nu atacă persoana. Și numai din poziția de liniște și pace, de înțelegere a tot ceea ce există, ca fiind Dumnezeu, numai atunci și numai această învățătură poate fi urmată.
Învățătura care exprimă o superioritate, o preamărire a ceva față de altceva, nu poate fi urmată. Pentru că noi ne vom simți inferior, iar învățătura este așa de superioară, încât nu o putem ajunge. Și atunci asta înseamnă că noi suntem liberi să o încălcăm. De aceea au apărut ritualurile, liturghiile și tot ce se întâmplă în biserică. Pentru că e comod. Pentru că nimeni nu ne atinge averea. Ne-a făcut inferior când noi suntem de fapt egali. Și noi suntem iubire. Și nu avem niciodată nevoie de ceva mai mult. Dar ne-a spus că nu suntem. Este singura manipulare. Când nu mai suntem egali, atunci unii sunt mai presus decât alții. Și cel care se ridică pe sine, îl coboară pe celălalt și nu mai poate să-l iubească, îl desconsideră, îl aruncă afară din univers, îl atacă, vrea să-l omoare. Și așa luptăm unii cu alții. Când pui ceva mai sus decât altceva, când cauți un bine mai mare decât alt bine, nu mai poți să iubești. Și când nu iubești, urăști. Toată problema a apărut din faptul că în momentul în care noi ne vedem diferiți, datorită faptul că ceva a fost pus mai presus decât altceva, din momentul acela, noi vom intra în luptă unii cu alții și ne vom urâ. Da? Și nu vom face niciun efort ca să ne schimbăm pe noi, pentru că vom fi diferiți. Vom vrea întotdeauna ca celălalt să se schimbe, pentru că am pus pe Dumnezeu în afara noastră. Când îl pui în afară, nu mai ai cum să fii ca el. Trebuie să te comporți ca el ca să fii ca el. Dar asta nu ne convine pentru că ne atacă bunăstarea și comoditățile. Și ar însemna să îl simțim în fiecare din atitudinile noastre. Dacă nu îl pui în atitudinea ta de zi cu zi, nu ai cum să-l cunoști. Deci ei nu au făcut identificarea cu comportamentul. Au făcut identificarea cu corpul. Cei care au scris aceste lucruri. Ca să ne facă să ne vedem separați. Acesta este scopul. Pentru că dacă ne separăm și nu ne simțim o singură ființă, atunci cel din fața noastră devine dușmanul nostru. Și totul vine din împărțirea în bine și rău. Adică din faptul că a fost pus un om mai presus decât alți oameni, și asta peste tot, în toate culturile, în clipa respectivă, noi ne-am văzut diferiți, iar cel din fața noastră a devenit adversarul nostru. Și am început să ne urâm între noi și să ne luptăm. Atunci pierdem iubirea. Acesta a fost scopul, să-L pierdem pe Dumnezeu. Și dovada este că Dumnezeu nici nu este amintit decât în rare ori și într-un mod accesoriu în Noul Testament. Doar amintit. Când în Vechiul Testament, la fiecare pas, nu se face nimic fără El. Și ce făceau, mereu raportau față de El, față de poruncile Lui și îndrumările Lui. Deci principala problemă în Vechiul Testament era să se pună de acord cu El prin umilință. Da. O să vedem mai încolo în Estera, aceste lucruri explicate. Acesta este mecanismul. Și cum ne putem salva în situația aceasta? Numai prin desprindere de materie. Dar asta nu prea se poate, pentru că omul își apără bunăstarea când ar trebui să se îndepărteze periodic de ea. Nimeni nu va face asta decât forțați. Cu legi, lagăre, război, boli, pericol. Totul se întâmplă invers decât în Vechiul Testament. Totul este pe dos. Când a fost întrebat cum ajungem în împărăția lui Dumnezeu, El zice să-L iubești pe tatăl tău, pe mama ta și să nu ucizi. Nu se poate spune asta, pentru că sunt defecte. Principalul lucru este să fii robul tuturor, atunci se ridică volul de pe față și nu mai pui preț pe
lumea exterioară, când ești rob. În Vechiul Testament zice că trebuie să nu-ți faci idol, adică să nu strângi avere. În Noul Testament, pentru că nu se amintește acest lucru, deci prin omisiune, minciună prin omisiune, înseamnă că omul trage concluzia că nu e nicio problemă dacă strânge mai mult decât are nevoie. Dar lucrul ăsta înseamnă diabolizare și înseamnă că își face idol. Când își face idol, intră în conflict cu Dumnezeu, pentru că lumea nu poate să fie pusă pe primul plan pentru că e secundară. Când punem ceva din lumea aceasta mai presus decât toate, lumea începe să ne ia din viață și să murim. Din cauza aceasta a fost pusă materia mai presus de orice și a apărut acest capitalism individualist ca să murim. Este o aruncare în iad. Oamenii care aici urcă cât mai mult și au cât mai mult, coboară în lumea de dincolo, în iadul deschis de liecioară, în moartea morții și desăvârșirea, coboară proporțional. Deci când aici te urci, acolo cobori. Același lucru s-a întâmplat și cu Adam. În același mod a căzut, fascinat de lumea exterioară. Acum, ca să ajungem la Dumnezeu, trebuie să facem operația inversă, adică să ne desprindem de material. Dacă nu vrem benevol, atunci vom fi desprinși cu forța prin cele mai mari necazuri posibile. Oamenii se supără când le spui aceste lucruri, pentru că sunt legați de bunăstare. Iisus este binefăcătorul lor. Nu i-a pus să lase tot. Nu le-a spus concret, nu le-a spus în față. Uite, trebuie să lași averea, binele tău, bunăstarea peste nevoie, comoditățile, să nu-ți cauți siguranța și stabilitatea în viitor. Nu le-a spus direct. Le-a spus iubire de arginți. Cuvintele de acolo sunt toate generale și nu pot fi aplicate. Dar omului trebuie să spui concret, direct, ca să poată să știe ce să facă. În momentul în care adevărul a fost ascuns într-un mod din acesta imprecis, în imprecizie, omul a folosit acest lucru ca să strângă cât mai mult și să a fost fericit că nu este afectat și nimeni nu-i spune clar ce să facă. Nu le-a spus să lase tot. Ei sunt legați emoțional de el. Lucrarea este genială. Nu le-a spus concret. Adică nu le-a spus, uite, averea, să nu mai adunați, să nu aveți mai mulți bani, să nu urcați pe treptele poziții cele mai înalte în societate, să nu ai bogăție, să nu cauți ușorul și plăcutul. Nu le-a spus concret. Și dacă nu le spui concret, nimeni nu face. Le-a spus la general. Dar și aici este tot Dumnezeu, nu este nicio supărare că ne omoară acum în toate modurile posibile, pentru că am intrat în blestem. Noi nu putem înțelege aceste lucruri decât dialectic, adică când se expun într-o formă în care noi vedem cum lucrurile trec unele în altele continuu, și decât în momentul în care noi nu ținem cu nicio parte. Deci nu a fost identificat Dumnezeu în purtarea noastră cu lăsarea de sine, cu renunțarea la plăceri, cu împotrivire la ușor, cu alegerea greului, a neplăcutului, pe exemplu cu o viață simplă, modestă. Nu a fost identificat în modul acesta, a fost ținut la nivel de generalitate și omul a crezut că este liber să facă orice. Din cauza asta s-a ajuns la acest tip de societate în care unii sunt mai bogați decât alții, nemăsurat de bogați, 1% din populația globului deține 80% din averea acestei lumi, în condiție că lumea aceasta este un dar de la Dumnezeu și nu poate fi restricționată, luată numai de unii. Pământurile, apa, totul să fie luat numai de unii, în numele apărării interesului comun.
să fim băgați în orașele de 15 minute și așa mai departe. Dacă oamenii aceștia revoltați ar trăi în simplitate și în modestie, ar putea înțelege aceste lucruri, dar pentru că iau bogăție, se revoltă. E foarte bine că mor milioane de oameni anual din cauza acestor oameni revoltați și necredincioși, pentru că ei omoară milioanele de oameni, le ia viața ca să aibă ei avere, bunăstare, stabilitate, siguranță, le ia viața, le ia energia. Aceștia, tocmai aceștia care se luptă și apără un principiu imperfect, un principiu neclar, general, nu te poate apăra niciodată. Numai neadevărul se luptă, da, se înfurie, arde cărțile din ura diavolului. Și firesc, da? Oamenii sunt legați sentimental de binefăcătorul lor, care le-a dat posibilitatea să facă avere și nu le-a spus nu, îți face o casă mai mare, nu, cumpăra o mașină mai frumoasă, nu depăși necesitatea, nu îți face plăceri, sacrifică pentru ceilalți, trăiește în simplitate, în modestie și în smerenie și este destul și este totul. Da, toți datorează aceste lucruri lui Iisus, bisericii. A nega pe Iisus este echivalent cu a renunța la avere și la viața lui, atât de legați sunt. Și este normal. Înțelege că au fost duși în poziția în care acum ei nu pot să renunțe la ceea ce au. Din cauza asta îl apăr pe Iisus, care este averea lor. Este una cu bunăstarea, cu comoditățile și plăcerile lor. Este una cu plăcerea. Deci casa, averea pe care o au, nivelul la care au ajuns, nivelul de trai, nu îi lasă să meargă spre împuținare, deci nu pot să se desprindă de Iisus, binefăcătorul lor, care le-a adus bunăstare și fericire pământească și a legat de materie. Din cauza asta ei refuză Vechiul Testament. Nu cred că nu înțeleg, înțeleg foarte bine, dar acolo restricția aceea, primele două, să nu faci idol chip cioplit, adică să nu pui din masă nimic mai presus decât pe Dumnezeu, care înseamnă nu lumea, nu o casă mai mare, nu mai mulți bani, nu o poziție socială mai mare, au respins-o și nu le convine. În legătură cu această lucrare care s-a făcut, contradicțiile din Noul Testament sunt imposibil de acceptat. Este o rigoare aici logică care trebuie respectată. Materia nu poate să fie pusă pe primul plan deloc și nu poate fi apărată. Ca la matematică. Nu poți nici la stânga, nici la dreapta. Este simplu, este clar și nu ai loc de întors. Și atunci, din cauza asta, Dumnezeu vine spre noi ca un uragan, acum, de nu mai avem ce face. Da. Nu este așa de, așa cum se zice, el are exigentă, are fermitate, are putere, într-o inimă caldă, Dumnezeu. Atunci când trebuie să apere natura, universul, o va face cu maximă putere, fără avertismente și brusc. El nu dă avertismente. Cei care nu sunt dogmatici, New Age și religioși, numai aceia acceptă. Cel mai credincios este ateu, pentru că te lasă greșit așa cum ești. Cei care zic că sunt credincioși, sunt cei mai necredincioși. Cei care pun binele lor pe primul plan, nu pot să accepte aceste lucruri. Aceia au orgoliu mare și sunt radicali, răi. Că de aceea nu acceptă, pentru că nu au cum să renunțe la bunăstare. S-au identificat cu materia. Neacceptarea arată nivelul de identificare cu materia. Sunt atașați. Și din cauza aceasta vom fi desprinși cu forța. Toate lucrurile pe care noi le apărăm le vom pierde.
Ei se revoltă dintr-o poziție de atașare. Omul care este desprins nu se revoltă. Deci în momentul în care ei apără ceva, o ideologie, o teorie, o învățătură, ei de fapt sunt atașați. Și nu este adevărat ce spun, nu este adevărat nici învățătura pe care eu o apără. Pentru că adevărul nu se apără, nu se dovedește și nu are nevoie să se impună. Trebuie să ne împuținăm și atunci ne vom înțelege între noi, pentru că iubirea este numai în poziția secundară. Pe locul 2, numai acolo noi putem să ne unim unii cu alții și să ne vedem că suntem o ființă comună. Cum să mă înțeleagă cel care are de toate? Că el e nemilos. Iisus a făcut exterior importanță, mai bine spus cei care au creat toată această poveste. Datorită lui a apărut bunăstarea, capitalismul individualist și a dus toată lumea asta în sărăcie, în suferință, în lupte continue. A construit complex industrial militar, a construit rachetele, armele care se construiesc continuu. Am ajuns să ne luptăm unii cu alții, cu fratele nostru, e ca și când rinichiul s-ar bate cu inima, ceea ce este imposibil. Dar atunci, dacă acceptăm că este iubire în noi, de ce nu acceptăm și în afară? De ce nu-l vedem pe aproapele nostru ca fiind una cu noi? Datorită bunăstării, averii. Averea ne desparte, împărțirea bine și rău ne face să ne vedem ființe separate și atunci îl privim pe cel din fața noastră ca fiind adversarul nostru. Iisus este de fapt un sistem de conducere a lumii, un sistem social. Pe Iisus îl mai cheamă capitalismul individualist, îl mai cheamă stăpânii la lume, complexul militar industrial, boli, moarte, suferință, ură, furie, mânie, milioane și milioane de oameni care mor anual de infinite cauze. Omul moare din împărțirea în bine și rău. Din credința că este o ființă separată, el nu poate să înțeleagă și să-l vadă pe Dumnezeu peste tot, pentru că nu cercetează. Și este și oprit, este și blocat. Și se zice că acest lucru, dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot, este panteism, când de fapt știința demonstrează acest lucru. Când s-au dus cu microscopul atomic în universul cel mai mic, au observat că nu există niciun fel de capăt. Au sperat să găsească un ultim element, dar au găsit o infinitate. Deci varietatea crește cu cât mergi în infinitul mic. Deci toată lumea aceasta este ținută la nivel atomic sau foarte mic, în coeziune și nimic nu își depășește marginile. Frunza nu devine mai lată, floarea își păstrează culorile, își păstrează forma, nu își depășește forma și marginile datorită unor reguli și porunci, ordine care sunt interne, interioare, care vin din ea, din programele pe care le are. Da. Din împuținare se ridică vălul, altfel omul din stare de bunăstare va fi revoltat, va fi răzvrătit. Da? Și el de fapt arată că a devenit deja o ființă întunecată pentru că numai diavolul atacă la persoană. Și el nu știe de fapt că în față este Dumnezeu și își permite să își bate joc de el, să-l desconsidere și să-l luminească. Omul dacă nu se împuținează nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu. Numai prin umilință, prin supune și slujire, noi devenim o ființă a cerului. Căpătăm conștiința faptului că sunt o ființă a cerului, este singurul lucru care trebuie să-l obținem. Supunerea este un alt lume al lui Dumnezeu și când te supui, ești una cu El. Noi ne iubim în iubire, ne unim în iubire numai în poziția secundară. Ți se pare că cei care se răzvrătesc sunt în poziție secundară? Dacă nu, înseamnă că îl urăsc pe Dumnezeu. Când cer socoteală sau atacă sau zic că nu sunt de acord cu tine, ei devin diavol. Condițiile în care sufletul e de acord cu toată lumea și lasă pe toți greșiți așa cum sunt.
și nu vede niciun rău în lume, pentru că este același soare de iubire în fiecare, indiferent cum este el, bețiv, trădător, mincinos, netrebnic. Ei se pun pe locul întâi, când pun un om mai presus decât toate, atunci tu te pui pe locul întâi și nu mai poți să iubești. Cel care atacă persoana nu are dreptate niciodată, pentru că îl atacă pe Dumnezeu din celălalt. Atacă soarele de iubire direct. Cel care urăște, se supără, critică, acuză, este diavol. Nu mai este uman. Nu Iisus este de luptat cu el, ci cu toate lucrurile care ne lipesc de materie. Am explicat cum s-a trecut de la Dumnezeu peste tot și acum sunt într-o stare de blestem, de autoblestem, prin care suntem desprinși de material în toate formele posibile. Ei nu văd faptul că a pune ceva mai presus decât altceva creează bunăstare, atașamentul, ne credem după aceea superior, respinge pe cel care nu respectă idealurile noastre și nu mai putem să-l iubim. În momentul în care ne vedem diferiți, atunci îl vedem pe cel din fața noastră ca adversarul nostru și apare dorința noastră de a-l omorî, de a-l elimina. Da. Și această ură pe care o au acești oameni construiește războaiele, sărăcia, foametea și bombele. Toate vin din credința că suntem separați, dușmani. Din situația prin care noi am pus un om mai presus decât toți alții, adică un bine mai mare decât alt bine. Asta înseamnă împărțirea în bine și rău. Da. Peste tot s-a făcut lucrul ăsta mai puțin în perioada Vechiului Testament. Este singura perioadă în care Dumnezeu a fost pus mai presus decât toate. Singurul loc unde Dumnezeu este peste tot este în înțelegerea faptului că este rău, nu poate să fie făcut idol și este secundar. Ții minte măștile? Asta a arătat clar. Mai și râdea de mine, era fericit, se distra. El joacă toate rolurile. Doar noi suntem făcuți să nu ne vedem separați. Deci din cauza aceasta, acceptând o ideologie, o teorie de separare, noi am ajuns să luptăm împotriva naturii noastre, care este iubirea. Ne punem puterea în afară, ne dăm puterea stăpânii la lume, derivăm fericirea noastră din exterior, credem că este în afară și luptăm pentru ea, dar pierdem adevărata fericire care este în noi și este natura noastră și nu depinde de nimic din afară. Noi suntem soarele de iubire. Cred că oamenii nu citesc cu atenție prima carte. Acolo soarele de iubire era întreg. Nu avem cu cine să luptăm.